Ca idee, câte persoane din acest webinar știu germană și vor să studieze la această instituție în germană? Pentru că ea, în principiu, va veni astăzi cu prezentarea ofertei de cursuri predate în engleză. De asta întreb. Bănuiesc că sunt persoane aici care intenționează sau aspiră să studieze în limba germană, nu? Bună ziua, păi eu nu știu exact, încă mă gândesc dacă să merg pe engleză sau pe germană, dar știu și germană. Oh, mă bucur foarte mult. Și eu de asemenea. Da. Bună, Oana Lelculaup sunt din partea SRH. Aici avem cursuri și în germană și în engleză, de fapt. Deci, majoritatea cursurilor de bachelor sunt oferite de altfel în ambele limbi. Excelentă prezentare. Aș zice, depinde de care limbă e mai confortabilă și pe viitor, în funcție de tipurile de carieră, poate fi mai interesant de studiat în engleză sau în germană, dar... mai ales programele de design, programele creative, programele de business sunt oferite în ambele limbi. Programe la masterat. Cred că trebuie, Diana, să repeți întrebarea. Nu cred că invitata noastră, pe care, apropo, profit de ocazie să o prezint încă o dată și formal. O avem printre noi pe doamna Oana Lelcu și dumneavoastră ei o să ne ajute să ne încă o dată familiarizăm cu tot ce ține de noul partener Edmundo pe Germania, unde veți putea studia atât în limba engleză cât și în limba germană, dacă printre cei care au intrat la webinar sunt și persoane care, repetă, sunt foarte confortabile cu limba germană. Și acum, Diana, poți să adresezi întrebarea ta. Sigur. Bună, Oana. Voiam să întreb dacă oferiți și programe pentru master tot așa în engleză și în germană. Oana, cred că trebuie să-ți dai în mut la microfon. Da, vorbeam singură. Înainte să răspund, vreau să vă întreb dacă mă auziți bine, dacă sunetul e ok. Mi-am uitat căștile mai finuțe acasă astăzi și ecoul la Academia de Design, fiind o clădire foarte brutalistă, foarte modernă, e câteodată un pic ciudat. Se aude bine sau să, dacă nu, mă pot transforma în Princess Leia și pun căștile noise reduction? Se aude foarte bine. Se aude bine? Ok, perfect. Ok, bun. Okay, încă deci o rugăminte administrativă, ca să zic așa, se poate înregistra, da? Sigur, da? Nicio problemă. Și cred că ar trebui să decidem și dacă se preferă să răspund la întrebări as we go sau le păstrăm pentru la sfârșit. Pentru mine e ok să răspundem și as we go. În general, mi se pare mai practic decât putem să facem și un Q&A la sfârșit sau as we go. Eu o să fiu atentă la chat în ideea de a nu pierde nicio întrebare, dar în principiu cred că suntem suficienți în webinarul acesta încât să ne permitem să zicem și luxul de a întrerupe, poate. Din când în când. Cred că e optim să intervenim, poate. Sau dacă nu simțiți nevoia, repet, să ne întrerupem unii pe alții, mai degrabă putem să facem exact cum propunea și Oana, un Q&A la final. La final, numai să nu vă pierdeți întrebările. Atunci ori vi le notați, ori vi le puneți în chat și eu o să încerc la final să adresez Oanei întrebări astfel încât să nu le repetăm. E ok cu toată lumea? Da. 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 Ai cuvântul, Oana. Ok. Atunci o să voi
un moment. Vreau să mă scuz un pic așa de la început, pentru că limba mea română e un pic ruginită. Dacă mai inventez câte un cuvânt, vă rog să fiți toleranți cu mine. Dacă nu, putem să facem și în limba engleză, nu mai țin minte ce stabilisem, dacă se preferă în română sau în engleză. E ok în ambele, în germană vă rog frumos să nu. Să nu. Nu cred că aș reuși să fiu foarte fluent de la început la sfârșit, dar pot să încerc în română. Ar trebui să nu fiu chiar total pe din afară, după... chiar dacă nu vorbesc limba, mă gândesc că mă descurc totuși, dar cum zic, vă rog să fiți un pic toleranți cu mine, în caz că mai inventez câte un cuvânt care vă zgârie urechile. Așa. O să încep. E ok să vedeți primul slide? Da, se vede. Da. Da. Perfect. Cu ce aș vrea să încep e să vă explic o diferență care mie mi se pare majoră la SRH față de alte companii sau alte universități din Germania sau din alte țări. E faptul că studenții și persoanele care lucrează acolo sunt puși în centrul strategiei atât a universităților și a companiei. Motoul în germană al grupului SRH, pentru că e un grup destul de mare în Germania, e Leidenschaft fürs Leben, care înseamnă passion for life, deci pasiune pentru viață. Și acest lucru se traduce pe toate nivel. Uite, asta e primul bottleneck care e pluralul de la nivel. Da. Atât în ce privește, pe studenți pentru universități, grupul deține spitale, deține clinici de recuperare, școli profesionale și 7 universități, 6 în Germania și una în America Latină. Și acest principiu de viață, ca să zic așa, e tradus în toate aspectele, că vorbim de educație sau de sănătate. Pentru că, mai ales, bineînțeles, în privința sănătății nu ne putem juca cu sănătatea oamenilor, dar același principiu și aceeași atitudine o vedem și în cadrul universităților. Și mi se pare acest lucru foarte important, pentru că nu lucrăm, de exemplu, cu clase de 200 de studenți. În general, și conceptul de Applied Sciences în Germania înseamnă că maxim pe clasă vor fi 25-30 de studenți, se lucrează cu grupuri mici și o să vedem un pic mai încolo că la SRH, CEO-ul, deci directorul principal al grupului SRH Higher Education, împreună cu un grup de profesori, au creat un principiu de studiu diferit. În cadrul Applied Sciences, științelor aplicate, care au deja un mod foarte practic de a preda, un mod încă mai dinamic. Se împarte cursul în blocuri de în perioadă de 5 săptămâni cu diverse metode de examinare, deci nu sunt doar examene super dificile la sfârșitul fiecărui semestru. Mi-aduc aminte la studiile mele de la Cluj. Mamă, era o teroare în sesiune cu toate examenele. Nu învăța nimeni înainte. În era săptămâna de sesiune, era cafea neagră și studiu intensiv. Ei, în universitățile de științe aplicate și mai ales la SRH, e cu totul altfel împărțit semestrul, ca să zic așa. Ok, haideți să continui. O să sar direct la grupul SRH Universities, care e o parte din holdingul SRH. Cele 6 universități din Germania sunt în afară de Berlin, care e cea mai mare, cu campusurile din Hamburg, Berlin și Dresden. EBS Universitet, care e o universitate tradițională, care se axează mai mult pe teorie decât pe partea practică. Heidelberg, HAM și Gera. Gera, de exemplu, are cursuri numai în germană, se axează pe healthcare, deci pe sănătate, cursuri de sănătate. Merge foarte bine cu holdingul în spate, care
cu partea de spitale și clinici. Wiesbaden, PBS accesează pe drept științe economice. Heidelberg au o varietate destul de interesantă de programe, de exemplu, terapie prin dans, inginerie, business informatics, de exemplu, iarăși mi se par foarte interesante, iar Hamm se axează mai mult pe supply chain și pe, și pe business. E un orașel destul de mic. E interesant din punct de vedere financiar, pentru că taxele sunt destul de mici și costurile sunt scăzute, dar ca atmosferă, da, e Berlin, nu mi se pare mult mai Hamburg-Berlin, mi se pare mult mai atrăgător. Bănuiesc că dacă sunteți în acest webinar, aveți totuși destul de multe cunoștințe despre Germania și ce oferă Germania. O să trec destul de rapid peste partea aceasta introductivă. În cazul în care doriți mai multe informații sau aveți întrebări specifice, nu ezitați să le puneți în chat sau direct în timpul prezentării. Ce mi se pare mie, poate să vă dau așa un pic de background, eu am studiat la Babeș-Bolyai în Cluj o licență de la vremea respectivă de limbi moderne aplicate, deci de interpret de conferință, și am plecat cu Erasmus în Franța în anul 3, iar după aceea mi-am continuat studiile în Franța și m-am mutat în Germania acum vreo 7-8 ani. Pot să fac o diferență totuși foarte mare între România, Franța, de exemplu, și Germania în ce privește piața muncii. Oportunitățile de carieră sunt foarte bune în Germania. Nu numai sunt multe, ceea ce iarăși mi se pare un aspect foarte important, dar și salariile sunt foarte bune. Depinde un pic de ce regiune sunt, fiind Germania, fiind o țară, un stat federal, un mare avantaj e că fiecare stat federal vine cu o capitală, care e un centrul economic al regiunii respective, ceea ce înseamnă că nu sunt oportunități interesante doar în Paris, doar în Berlin, ci și în Munich, și în Frankfurt, și în Stuttgart, și în Köln, și în Hamburg, și în Dresden. Și acest lucru e foarte diferit de alte țări europene, unde în afara capitalei și poate încă unul, două orașe mari, oportunitățile de carieră și de salarii frumoase nu sunt atât de numeroase. Și mai ales, mi se pare, comparația cu UK și cu Londra aici extrem de reprezentativă, pentru că în UK, în afara zonei regiunii în jurul Londrei, din nou, rata șomajului, mai ales pentru graduate, e destul de ridicată și oportunitățile sunt scăzute. Așa, ca informație, Germania avea, înainte de pandemie, mă gândesc că acum lucrurile s-au schimbat un pic, dar avea o rata șomajului pentru tineri absolvenți de 2%, adică practic inexistentă. Pentru multe din programele noastre, de exemplu, mai ales cele tehnice, studenții sunt recrutați deja de pe băncile facultății, pentru că sunt foarte multe oportunități și locuri de muncă în domeniul de IT, în domeniul de inginerie, chiar și în domeniul de business. Pe partea de creativă, lucrurile sunt un pic mai diferite, durează un pic mai mult, dar și acolo 100% din studenții noștri lucrează în domeniul la sfârșitul primului an după ce și-au terminat studiile. Iarăși un lucru care merită luat în considerare sunt costurile, cum se zic în română, oare living cost, costurile de viață? Costurile de trai. De trai, da. Să rămână, mulțumesc. Și costurile de trai, iarăși, sunt mai scăzute, mai ales dacă ne uităm la Berlin față de o altă capitală europeană. La un moment dat făcusem o paralelă cu Londra, eram la maxim la în jur de, să zicem, 1000 de euro pe lună Berlin față de minim 1500 pe lună în Londra. Deci, iarăși, dacă ne uităm la mărimea orașelor, la atmosferă, la ce se poate face acolo și la costurile de trai, diferența e iarăși foarte interesantă în favoarea Germaniei. Se poate, bineînțeles, și lucra part-time ca student, deși ca studenți europeni nu aveți limită part-time. Puteți să lucrați și 40 de ore dacă vă țin mușchii, ca să zic așa, și energia. Majoritatea studenților lucrează 20 de ore pe săptămână, e un fel de package, student
job e plătit în general în jur de 450-500 de euro pe lună, minim. Pe baza aceasta se poate negocia un salariu mai mare, 12-15 euro pe oră în funcție de profilul studentului. E, mai ales în Berlin, noi avem acum, cred că mi se pare, 5 studenți în echipa de marketing și admission pe acest model. E interesant pentru ei, e interesant pentru noi și e un model care se practică foarte mult în Germania, mai ales în orașele mari. Din punct de vedere al sănătății și safety, mă gândesc că nu trebuie să intru foarte mult în detalii. Aș trece direct la SRH și cum ne diferențiem noi față de alte universități din Germania sau din Europa. Ținând cont că printre cele trei criterii care sunt importante pentru studenți, adică calitatea, oportunitățile de carieră și costul, cred că ne situăm foarte, foarte bine în grupul de vârf. Rankingul CAC, care e principalul ranking în Germania, ne situează în grupul de vârf pentru diferite criterii, cum ar fi internationality sau graduation rate. E important de știut, fac din nou o mică paranteză aici, că graduation rate e un aspect, e un factor destul de important în Germania. Făcusem la un moment dat o paralelă între universitățile de stat și universitățile private în Germania, mai ales că la noi în România universitățile private au apărut numai după la începutul anilor 90 pentru a integra studenții care nu găsiseră locuri la stat și mentalitatea era un pic ok, calitatea e la stat, ce e privat nu e neapărat foarte, foarte bun calitativ. Ei, în Europa de Vest, situația e foarte diferită, pentru că tradiția universităților private e mult mai îndelungată și mai solidă, iar procedurile de acreditare sunt extrem de complicate și sunt reînnoite la fiecare 5 ani sau la fiecare 10 ani. 10 ani e perioada maximă de acreditare pe care o poate obține o universitate, pe care o avem și noi de altfel, iar system accreditation e iarăși maximul pe care îl poți obține, înseamnă că avem dreptul să ne acredităm programele singuri. Dar sistemul e german, e foarte, foarte complex, foarte serios și foarte dificil. Din acest motiv, sunt destul de multe universități din UK sau din Italia, de exemplu, care au un campus în Germania, pentru că Germania e pe primul loc, de altfel, în Europa ca atractivitate și pe locul 3 în lume. Au crescut numărul studenților de la 200.000 la 400.000 de studenți internaționali în doar câțiva ani. Mă scuze, eu arunc cu cifre în voi pentru că mi se pare tot timpul important să ne uităm la cifre, nu la povești, pentru că povești, toată lumea poate inventa povești, cifrele nu mint și mi se pare extrem de revelatoare. De asta, chiar dacă poate nu le am în slide-urile acestea, am încercat să le reduc un pic, altfel aveam vreo 70 de slide-uri și cu povești și cu cifre. Dar e foarte important să vă uitați la, și la toate datele astea. Și ca să termin fraza cu graduation și de ce e importantă, majoritatea universităților de stat au un dropout rate, adică studenți care renunță înainte să-și obțină diploma, de până la 50%, mai ales pentru STEM. Dropout rate e foarte mare. Și surprinzător, pentru mine cel puțin, e mai mare pentru studenții europeni. Mă așteptam să fie mai mare pentru studenții din afara Europei din cauza gap-ului cultural și așa mai departe, dificultăților de a se adapta cerințelor în Germania, care sunt destul de ridicate, dar, de fapt, a fost mai mare, e mai mare pentru studenții europeni, cum zic, în jur de 30-50% în funcție de programe. Din diferite motive, numărul mare de studenți, lipsa susținerii individuale și așa mai departe. Ce vă explicați un pic mai devreme cu modul foarte practic de a transmite cunoștințele și de a pregăti studenții, principiul nostru se cheamă CORE, care vine de la Competence Oriented Research and Education.
Nu am așa ad hoc o traducere care să sune bine în română, dar mă gândesc că înțelegeți toți că e structurat, toate programele sunt structurate în jurul dezvoltării de competențe și când vă primiți curriculumul, de exemplu, al programului, o să vedeți la fiecare modul ce competențe exact vor fi dezvoltate prin acel modul. Și mi se pare această vizualizare extrem de interesantă, n-am mai văzut-o la nicio altă universitate și funcționează în felul următor. Majoritatea modulelor sunt împărțite în blocuri de 5 sau chiar 3 săptămâni de studii aplicate cu diferite modalități de examinare la sfârșit. Poate fi un examen, poate fi un proiect de grup, poate fi un studiu de caz. Deci se lucrează în grupuri destul de mici, internaționale, cum am menționat mai devreme, și mi se pare metoda aceasta mult mai dinamică și mai agilă și permite și studenților de a studia treptat și nu în bloc de sesiune la fiecare sfârșit de semestru. Toate programele sunt dezvoltate în general în cooperare cu companii cu care lucrăm, fie pentru internship, fie pentru că avem profesori care lucrează, de exemplu Siemens, avem câțiva profesori care lucrează la Siemens de la Școala de Tehnologie. Deci încercăm pe cât posibil să integrăm programele în industria respectivă, pentru că până la urmă studiile acestea nu sunt targetul vostru final. Targetul e jobul, e cariera. Să aveți o carieră interesantă, să aveți un job interesant. În Franța mi s-a părut tot timpul un pic stupid. Toată lumea alerga după contract nedeterminat, adică unlimited contract. Și zic, da, domnule, dacă nu e fun to do, n-are sens să fie nedeterminat. Mi se pare mult mai important să ne axăm și să ne concentrăm, să facem ceva pasionant, pentru că până la urmă vă petreceți o treime din timp și o treime din viață într-un job și dacă nu e pasionant, mi se pare destul de trist să ne axăm mai mult numai pe securitate. Bineînțeles că e important contractul și securitatea locului de muncă, salariu suficient, dar pasiunea mi se pare la fel de importantă. Și acesta e momentul în care vă alegeți studiile în străinătate, fie de bachelor, fie de master, e momentul în care luați această decizie definitorie, ca să zic așa, pentru viitor. Aspectul practic se vede și și prin prisma internship-urilor. Fiecare program are unul sau două internship-uri, fie de un semestru, unele un pic mai puțin, poate 4 săptămâni, depinde de structura programului. Toți profesorii trebuie să aibă 3 sau 5 ani de experiență în industria respectivă, pentru Applied Sciences e foarte important. Și, în general, fiecare program, fiecare profesor își va structura cursuri în așa fel încât studenții să fie puși în contact cu companii, cu întreprinderi, cu agenții din domeniul respectiv. Iarăși, toți studenții au oportunitatea nu doar de a studia cu studenți de peste tot din lume, avem mai mult de 100 de naționalități în campusuri, dar și de a pleca în străinătate pentru un semestru sau două, dacă e un program cu double degree, fie pentru studii, fie pentru internship. Nu știu dacă erați la curent, dar programul Erasmus Plus vă permite să studiați în străinătate și să faceți un internship în străinătate. Avem 113 universități partenere peste tot în lume, în fiecare continent. Avem mai multe universități partenere.
Și iarăși ce mi se pare extrem de important în, în definirea proiectului de carieră e ajutorul pe care vi poate oferi The Career Service Department, nu doar prin consultații individuale pentru a decide pe ce tip de job preferați să mergeți, dar și cu career workshops. Se ocupă de a menține activă un network de 1500 de parteneri corporate, organizează accesul la SRA Job Teaser, unde anual sunt mai mult de 12.000 de job offerings, și în unele campusuri organizează chiar și part-time job fairs pentru a ajuta studenții de a găsi mai ușor un part-time job pentru costurile de trai. Punând studenții în mijlocul, în centrul activităților noastre, le oferim și oportunitatea de a-și adăuga mai multe competențe sau de a învăța despre o pasiune sau un hobby, fie prin Wild Courses, care e un semestru suplimentar pe care îl puteți face la un cost foarte mic, mai puțin de 1.000 de euro, și în care puteți pune ce cursuri vă plac vouă din toate cursurile noastre. Dacă tot vă interesează să studiați în plus, de exemplu, nu știu, faceți un bachelor în business și aveți o pasiune pentru fotografie, un alt program pe care îl oferim, puteți să alegeți doar câteva, un curs legat de fotografie prin programul Customize Your Studies, în afara programului, în afara curriculumului, programului principal, și nu vă costă nimic în plus. Un alt proiect e VSRH Startup Lab pentru cei care sunt antreprenori, întreprinzători în spirit. Deci aveți, în afara programului principal, aveți mai multe oportunități de a vă dezvolta competențele sau de a dezvolta o pasiune creativă sau antreprenorială. Haideți să trecem un pic rapid așa în vedere școlile pe care le avem în Berlin, Dresden și Hamburg. Școala de management și școala de tehnologie le numim școli pentru că sunt units un pic mai mici încadrate în university. Le puteți numi și facultății, aceeași idee, deci nu, nivelul e exact același, doar că am mers pe principiul de School of Management, nu Faculty of Management. Berlin School of Management și Berlin School of Technology sunt situate în Charlottenburg, care e un cartier, nu știu câte bine cunoașteți Berlinul, e partea de vest a Berlinului, unde e KDV, un vestitul mall al Berlinului de vest, o zonă foarte, destul de poș, și unde puteți studia cu, avem în jur de 1.000 de studenți în campus, două sesiuni în aprilie și în octombrie. Și, bineînțeles, campusul oferă toate laboratoarele și tot ce vă e necesar pentru a studia programele de tehnologie sau programele de business. Școala de arte populare, deși mi se pare traducerea nu foarte reprezentativă, de fapt e School of Popular Arts, oferă programe legate de muzică, music, industries management, film and television programs. Și sunt foarte, e o școală care a fost creată de pasionați, de oameni integrați în scena muzicală din Berlin, cu foarte renumiți, fie audio designers foarte cunoscuți în Berlin pe partea de creație muzicală și așa mai departe. Și bineînțeles că aveți studiourile de muzică, o scenă în școală și așa mai departe, podcast studio, tot ce aveți nevoie pentru a studia programele respective. La fel și School of Design and Communication e situată în Kreuzberg, unul din cartierele cele mai dinamice și cele mai creative din Berlin. Din nou, foarte, foarte bine conectați cu agențiile creative din Berlin. Mulți din absolvenții noștri și-au deschis propria lor agenție sau lucrează la agenții, deci o rețea foarte bine pusă la punct de creativi
care le permite până la urmă absolvenților să își găsească un job în domeniu destul de repede după absolvire. Campusul Hamburg a fost deschis anul trecut, o clădire istorică foarte frumoasă în centrul Hamburgului. Mie mi se pare Hamburgul orașul perfect, o combinație perfectă între Munich, partea posh a Munichului, și partea alternativă, creativă, internațională a Berlinului, fără dezavantajele unui mare oraș, mai ales că e pe apă, e foarte verde, foarte ecologic, un nivel de trai foarte ridicat. Ne axăm pe programe de business și supply chain în Hamburg, pentru că e ca și al treilea cel mai mare port al Europei, e foarte internațional și logistica e foarte importantă în regiune. Cum ziceam, încercăm tot timpul să conectăm programele cu piața muncii și cu industriile predominante într-o anumită regiune. Dresden, ca și capitală a regiunii Saxony, e unul din orașele considerate de foreign direct investment cu un viitor foarte promițător pentru următorii ani. Poate e orașul cel mai puțin internațional, dacă e să comparăm cu Berlin sau cu Hamburg, dar s-a schimbat totuși foarte mult în ultimii ani și aveți acolo și partea de istorie și partea de deschidere spre internațional, costuri de trai mult mai scăzute decât Hamburg sau Berlin, cam 30% mai ieftin ca nivel de trai decât față de Berlin și Hamburg, și oportunități foarte interesante în industria serviciilor, de exemplu, ne axăm aici pe digital business, pe hospitality, pe tourism and events, social work, business psychology, în Germania deocamdată, dar potențial vom deschide și în limba engleză anul viitor. O mică pauză să vă împărtășesc că prin site-ul nostru srh-berlin.de puteți să discutați direct cu studenți și dacă aveți întrebări, nu pentru mine, dar pentru studenți legate de viața studențească, de profesor și așa mai departe, puteți direct să faceți acest lucru prin site-ul nostru. La fiecare program aveți posibilitatea să vorbiți printr-un chat, o platformă numită Unibody, cu studenții și, bineînțeles, puteți să testați programele cu ocazia Open Houses, le facem, bineînțeles, digital sau sesiunilor informative. Le găsiți pe toate pe site. Ok. Haideți să trecem la partea cea mai importantă, programele pe care le oferim. Voi începe cu programele de bachelor în engleză, în germană, programele de master în engleză, în germană. Și, din nou, dacă sunt întrebări, notațiile și le discutăm la sfârșit. L-am prezentat, le-am pus aici așa un fel pe grupuri, pe clusters, pentru că fiecare școală e specializată într-un anumit tip de programe. De exemplu, School of Design and Communication se ocupă de design and media, cu illustration, visual communication, film and motion design, photography, dar și advertising, brand communication sau marketing communication. Tot la School of Design aveți un program super interesant pe coding, development of digital products. E super innovative. Profesorul care a dezvoltat programul e extrem de bine conectat cu industria respectivă în Berlin. Studenții sunt angajați, chiar avem un fel de study and work pe limba germană, unde studenții, după primul semestru sau după primul an, lucrează pentru o companie și compania respectivă le plătește taxele de școlarizare. Deocamdată e mai mult pe programele de limbă germană, pentru că companiile germane preferă pentru pozițiile acestea ca study and work employee native, close to native speakers, dar bineînțeles cu nivel bun de germană puteți accesa, și e unul din programele care funcționează foarte bine pe acest study and work, pe coding digital products, și au proiecte extrem de interesante, fie legate de mobile phones, tot felul de apps, pe user experience design,
și așa mai departe. Școala de Popul Art School pe programele de bachelor se axează pe audio design, music production și popular music. Iarăși programe care necesită și ca și programele, majoritatea programelor creative, fie un portfolio, fie cunoștința unui, unui instrument muzical sau skills deja, competențe un pic dezvoltate în, în domeniu. Pe partea de business și management, aveți pe de-o parte de International Business Administration, cu fie general, fie cu un focus pe marketing, și creative industries management, care pe de o parte e, sunt tehnici de management care se aplică industriilor creative, dar și tehnici creative de management. E o combinație foarte interesantă, pentru că pe de o parte International Business Administration e un pic, să zicem, mai traditional approach, iar creative industries management, ca și creative leadership, pe care o să-l vedeți mai târziu la partea de master, sunt programe care se axează pe new work, new management styles, new leadership styles, pentru că mi se pare extrem de important ca cunoștințele și ca competențele pe care le învățați cu noi să vă fie utile, nu doar pentru un an, pentru 5 ani, dar pentru o, o perioadă lungă de acum încolo. Din acest motiv avem pe de-o parte oferta mai clasică, dar și oferta innovative, care se adresează celor care sunt interesați de, de New Work, de exemplu, sau de noile tehnici de leadership. School of Technology oferă pe partea de licență, partea de bachelor, computer science cu o serie de specializări foarte interesante și Applied Mechatronic Systems, care e un Bachelor of Engineering. Din nou, iarăși aș vrea să, să punctez că știu că, adică, bine, pentru o, o lungă perioadă în România a fi inginer era așa o chestie nu foarte interesantă. Din experiență și având prieteni care lucrează în acest domeniu, vă pot spune că e o meserie cu foarte mare viitor, cu salarii foarte bune, cu loc de muncă garantat după absolvire și cum să zic, cu oportunități în toată lumea până la urmă. Momentul în care aveți limba engleză și câteva alte limbi străine, deja aveți limba română, limba germană. Pentru cei care vor să studieze în engleză, de altfel oferim cursuri gratuite de limba germană, iar pentru cei care studiază în germană oferim cursuri gratuite de alte limbi străine, ca spaniolă, chineză, de exemplu, pentru a vă putea îmbogăți și cunoștințele de limbă la SRH. Last but not least, programul de hotel management și de hospitality pe care îl oferim în, în Dresden. E foarte practic, are și el posibilitatea pentru study and work cu partenerii noștri din Dresden și taxele sunt destul de reduse. Veți vedea și aveți și foarte destul de multe posibilități de finanțare garantate pentru a acoperi costurile taxelor de școlarizare. Trec rapid prin programele de limba germană. Cum vedeți, multe sunt în comun, ca illustration, film and motion design, photography, film and fernsehen, îl avem deocamdată în limba germană doar, dar și Wirtschaft, psihologie, International Business Administration, e oferit și în limba germană, Tourism and Event Management e oferit doar în limba germană deocamdată, dar majoritatea programelor sunt oferite și în engleză și în germană. Puținele programe care nu sunt în limba engleză, de exemplu, Development Digital Health e oferit doar în limba germană, Creatives Schreiben und Texten e doar în limba germană, Jurnalismus and PR Management. În principal, sunt programe care sunt dedicate pieții, cum să zic, joburilor unde limba germană e limba principală. Prin urmare, e important să le oferim în principal în limba germană. Și, după cum am menționat un pic mai devreme, Soziale Arbeit și International Business Administration cu
fița psihologiei, să fie studiat direct, fie studiat ca specializare în cadrul programului de International Business. Mică notă pentru a vă explica rapid care sunt criteriile de admitere. În principal ne axăm pe trei puncte principale. Notele din liceu sau din programul de licență, bineînțeles, oferim conditional acceptance, deci puteți să vă trimiteți candidatura cu foile matricule existente din în afara ultimului semestru, de exemplu. În general, depinde de program, unele programe, de exemplu, programele tehnice, cer și cunoștințe de științe naturale, de exemplu, și matematică. În general, în România se studiază, indiferent de specializarea din liceu, studiați și matematică, poate nu mai mult de 2 ore pe săptămână, dar în general se studiază matematică, fizică, chimie, deci nu mi se pare o problemă deloc. A doua parte sunt cunoștințe de limbă, unde ne uităm la un nivel de IELTS 6.5. De exemplu, se poate, puteți să ne trimiteți IELTS-ul sau acceptăm destul de multe și Cambridge și TOEFL, destul de multe variante. Dacă nu-l aveți, puteți să, după ce treceți de admission interview, puteți să ne trimiteți certificatul. Suntem, cred că suntem destul de flexibili din acest punct de vedere față de universitățile din UK, de exemplu, sau alte țări. Iar și al treilea punct în general, e legat de portfolio, dacă vorbim de un program creativ și, bineînțeles, fiecare lucrăm cu study advisors specializați pe diferite programe care vă pot explica ce trebuie exact pregătit pentru portfolio respectiv pentru a fi sigur că ne trimiteți ce trebuie pentru evaluare. Evaluarea e făcută pentru programele creative de profesorul respectiv printr-un interviu în care se discută programul și portfoliul respectiv. Programele de master în engleză, pe partea creativă, design and media, computing and the arts, e un program care există inspirat de cel de la Yale, care e un fel de coding aplicat industriilor creative. Strategic design, social design and sustainable innovation mi se par din nou foarte interesante. Sunt programe foarte bune pentru studenții care, de exemplu, au făcut arhitectură ca bachelor și vor să meargă pe strategic design, de exemplu, sau sustainability, innovation with sustainability. Film, television and digital narratives, photography oferit la nivel de master. Pe partea de business, aveți pe de-o parte entrepreneurship, international management, care vine cu opțiuni de a studia programul nu doar în Berlin, dar tripartite, adică, de exemplu, în 3 țări și 3 orașe diferite, în Berlin, Shanghai și Paris. Nu e obligatoriu, poate fi studiat în întregime la Berlin, dar pentru cei care vor să aibă o experiență internațională mai îndelungată, pot să studieze în formula tripartite. Programul pe care îl menționasem un pic mai devreme cu creative leadership, deci tehnici inovative de leadership, international business and leadership, digital business management, care este un program extrem de util pentru a lucra pe agility și disruption and the importance of agility and disruption. Supply Chain Management, iarăși e un program foarte specializat pe partea de logistică și de supply chain, oferit în Berlin și în Hamburg, Hospitality Management, iar pe partea de programe tehnice, Computer Science cu Cyber Security, Big Data and Artificial Intelligence, iar pe partea de Engineering, Engineering and Business, toate programele se axează fie pe Engineering and International Business or Engineering and Management, Sustainable Technology Management. Sustainability e un alt principiu foarte important al universității. Din nou, when you put people in the center, their future,
is of course extremely important. Și aici ne axăm pe automotive, care bineînțeles e o industrie extrem de dezvoltată în Germania. Industry 4.0, cu automation, robotics, 3D manufacturing și smart building technologies. Eventual, răspund la câteva întrebări, facem o mică pauză. Sigur, dacă am certificat în limba engleză, acceptați și textul pe care îl oferă Edmundo. În general, departamentul de limbi străine al universității preferă, cum acceptăm foarte multe teste, inclusiv Duolingo, datorită flexibilității oferite de corona, de pandemie. Preferăm pentru studenții care nu au studiat în engleză în facultate sau în liceu, preferăm unul din testele pe care le oficiale, ca să zic așa, pe care le acceptăm. Nu cred că e o problemă. Putem aștepta pentru test cel mai târziu, îl puteți, bineînțeles, dacă ați trecut de admission interview și nivelul e foarte bun, îl puteți aduce cu voi când veniți să vă înscrieți la facultate fizic la începutul sesiunii. Deci, flexibilitatea e destul de mare, dar se oprește la, la acceptarea unui alt test în afară de testele acceptate. Pentru limba germană, majoritatea programelor cer un C1, un test DAF C1, dar se acceptă și B2 în funcție de programe și de competențele necesare. Putem și să cooperăm cu o școală de limbă, de exemplu, dacă profesorul preferă un C1 și nivelul studentului e de B2, putem să combinăm cu un pachet de pregătire intensivă B2 versus C1 înainte de începerea cursului. Dar lucrurile acestea pot fi discutate. Deja, dacă aveți B2 perfect, putem lucra cu B2, fie direct, fie printr-un curs pregătitor. Vasilescu are o întrebare direct pentru a putea explica. Daria, microfonul e la tine. Mulțumesc! Eu sunt în clasa a 12-a și în momentul de față nu aș avea posibilitatea să plec la studiile de licență în Germania. Și planul meu este să urmez facultatea de limbi străine cu specializarea pe limbă germană principal, să plec cu Erasmus în Germania dacă am posibilitatea, și întrebarea mea este dacă după facultate aș putea să fac un master pe alt domeniu decât ce am făcut în facultate în Germania, cum ar fi marketing sau business, sau dacă aș putea, după ce termin licența în București, să plec să fac altă facultate în Germania, la fel, pe marketing, business. În general, depinde foarte mult de facultate. Depinde cum sunt structurate programele. De exemplu, pentru noi, pentru programele de business, nu cerem ca studentul să vină neapărat, pentru că programele sunt de 2 ani, nu cerem să vină studentul deja cu un background în business. Alte universități cer obligatoriu background-ul respectiv. Deci, depinde destul de mult de universități. În cazul nostru, dacă, de exemplu, studiezi limbi străine și vii pe un master de marketing, e ok. Pentru alte programe, de exemplu, e nevoie de, dacă nu e profil de business, e nevoie de 6 luni de experiență profesională. Dar nu îți pot da un răspuns referitor la SRH? Da, se poate. Nu lua ca un răspuns generic pentru orice universitate în Germania, pentru că nu toate universitățile au un anumit nivel de flexibilitate în acest domeniu. Și cred că e important, de exemplu, una din colegele mele pe care am recrutat-o de pe băncile școlii de la SRH, Anastasia, ea e din Ucraina, ea a studiat Erasmus la SRH și a lucrat ca student la noi la sfârșitul studiilor Erasmus și am angajat-o după aceea pentru că e super dinamică și motivată. Deci, odată ce ești cu Erasmus aici, sunt diferite posibilități, dar depind și de facultatea unde faci Erasmus și de ce vrei să faci mai târziu. Limbile străine mi se par
Am studiat și eu limbi străine, de asta îmi permit să arunc o opinie în domeniul acesta. Dacă vreți să mergeți pe marketing, v-aș sfătui să faceți efortul să învățați limbile în paralel și să faceți la bachelor ca licență poate ceva un pic mai solid din punct de vedere fie pe marketing, fie pe management. E mai greu după aceea să sar de pe limbi. Poate că universitatea acceptă, dar îți va fi mai greu să treci de la limbi străine. Poate limbi străine aplicate LMA, nu știu dacă se oferă la București, se oferă, știu că Clujul, Sibiul și Brașovul aveau, informațiile mele sunt vechi, bănuiesc că sunt mai multe universități care oferă. Și în București. Și în București acum. Mi se pare o variantă mai bună pentru că se studiază și marketing, și management, și accounting și oferă o bază un pic mai solidă. Pe partea de limbi străine, până la urmă, cum să zic, limbile contează mai puțin la ora actuală, în sensul că limba engleză e deja limba maternă a lumii, deci trebuie să o ai, nu te mai întreabă nimeni dacă vorbești engleză. Limba română e limba maternă, e foarte utilă pe anumite industrii, de exemplu, dar nu neapărat o limbă care se cere oriunde. Și acum eu studiind și eu limbi la vremea respectivă, dar neaxându-mă să fac o carieră pe limbi străine, v-aș sfătui mai degrabă, dacă nu planificați, să mergeți pe teaching, pe partea de predare a limbii sau pe traducere, interpretariat, mi se par meserii un pic pe cale de dispariție sau oricum cu număr redus de locuri de muncă. Mi se pare mai interesant să faceți un bachelor mai solid și limbile străine în plus sau cu limbi străine v-ar oferi o bază mult mai bună pentru a face un master mai târziu și mi se pare că ați avea mai mult succes în studiile respective. Întrebare de la Patricia Nicolae. Political science. Noi nu oferim political science. Mi-ar fi greu să recomand un program pe domeniul acesta. În general, mi se pare interesant să vă întreb aici ce fel de job, ce fel de carieră vreți să faceți mai târziu după un program de political science, fie în Germania, fie în România. Din păcate nu prea e în domeniul meu de competențe political science, îmi pare rău, nu pot să ajut foarte bine. Dacă aveți o carieră specifică în mine ca și target, m-ar ajuta eventual. Întrebarea de la Alex Marcu, dacă studiezi filologie. Da, e ok. Nu e o barieră atât timp cât când sunt ore de mate, fizică, chimie. E ok. Am discutat direct cu directorul academic pe exact această problemă și mi-a zis că e absolut ok, atât timp cât notele sunt bune, nu trebuie să fie extraordinare și studentul are noțiuni de. Cel mai important, mi-a explicat Michael Hartmann, directorul academic al Școlii de Tehnologie, e interesul și pasiunea pentru domeniul respectiv de computer science. De exemplu, lipsa de ore de mate sau chimie poate fi și acoperită prin activități extrașcolare, de exemplu, sau pasiune pentru domeniul respectiv. Deadline pentru programele pentru master. Ei, în general, pentru studenții care vin din afara Europei, închidem application, perioada de trimiterea candidaturilor în jur de două luni înainte de două, trei luni înainte de începerea programului. Ce am învățat toți din pandemia în care încă mai suntem e că agilitatea e foarte utilă și flexibilitatea e foarte utilă. Prin urmare, pentru studenții europeni, de exemplu, nu lucrăm neapărat cu deadline. Important totuși de subliniat că nu avem foarte multe locuri de studii, locuri de studiu. Cum lucrăm cu 25-30 de studenți maxim pe grup și nu putem inventa foarte multe grupuri, deadline-ul e mai mult availability decât deadline-ul respectiv. Până la urmă putem să acceptăm un student și super last minute,
o zi înainte de a începe cursul, atâta timp când sunt în Berlin și gata de a începe cursul, dacă avem locul de studiu. V-aș sfătui să vă decideți repede să trimiteți candidatura, să obțineți un loc de studiu dacă vă interesează și mai ales că oferim acest conditional acceptance, deci puteți să postulați doar cu CV, motivation letter, foile matricole existente, eventual testul de limbă, care poate fi și acela adăugat mai târziu și eventual portfolios dacă sunt necesare pentru programele creative. Da, atunci s-ar lua cumva primul venit, primul poftit? Adică... Nu e primul venit, primul poftit. Interesantă expresia. Sunt criteriile de admitere în funcție de GPA și așa mai departe, dar avem eu un sistem de on-rolling admission. Prin urmare, nu lucrăm în același fel cu universitățile în UK. Avem perioade destul de regulate în care studiem candidaturile și dacă studentul e foarte motivat și notele și subiectele studiate corespund cerințelor, nu avem niciun motiv să îl facem să aștepte încă 6 luni de zile până adunăm toate candidaturile. Prin urmare, motivația și decizia de vreme e importantă și la sfârșit, dacă avem nevoie, dacă avem suficient studenți pentru a crea încă o clasă, avem suficient timp pentru a organiza o clasă suplimentară. Până acum ne-am descurcat foarte bine cu modelul acesta reușind să avem un nivel foarte bun al studenților și pe plan național și pe plan internațional. Întrebare de la Mădălina Ghibu, dacă bacul e pe profil uman, răspunsul e similar cu cel dinainte. Dacă ați studiat matematică și științe naturale în liceu, pentru IT și inginerie e ok. În timpul procesului de admitere, în cazul în care profesorul are dubii pentru că orele a fost prea puține sau subiectul respectiv nu a fost ales la bacalaureat, vom organiza un interviu suplimentar cu profesorul pentru a discuta un pic mai în detaliu cunoștințele respective. Pentru partea de medicină, noi nu oferim nursing, deci nu vă pot răspunde la nici kinetoterapeut. Pe partea de psihologie sau pe partea de pe ce oferă Ghiera, din păcate nu cunosc cerințele lor de admitere. Pot să pun Edmundo în legătură cu ei, eventual dacă aveți întrebări foarte precise sau să le pun eu întrebările. Și în general lucrează Ghiera lucrează foarte mult cu studenți germani. Nu au deschis comunicarea foarte mult pe partea europeană sau internațională. Două secunde, trebuie să îmi încarc calculatorul, dacă nu va dispărea, voi dispărea subit. Costurile de studiu pentru licență și master pe an, vi le arăt un pic mai târziu, ajungem acolo în câteva minute. Masterul de fotografie. Cel mai util mi se pare să discut direct cu profesorul pe portofoliul respectiv. Prima etapă e să discuți cu study advisor, care îți poate spune exact care sunt criteriile la care se uită profesorul respectiv. Și după aceea, adică până la urmă suntem o universitate în care scopul e de a se ameliora. Deci, atât timp cât e o pasiune și un interes, nu ni se pare extrem de util ca persoana să fi făcut cursuri de fotografie sau să fi studiat publicitate. Dar, bineînțeles, ochiul și talentul și pasiunea trebuie să se vadă în fotografii. Din nou, sfatul meu e prima etapă, study advisor session,
pentru a discuta exact care sunt cerințele pentru portofoliu și etapa următoare, după ce am primit dosarul de candidatură, e interviul direct cu profesorul. Sunt super prietenoși și deschiși de a discuta diferite opțiuni. Din nou, nu sunt profesori care lucrează de foarte mulți ani cu studenți care sunt foarte integrați în peisajul creativ din Berlin sau tehnic în funcție de profil și sunt foarte abordabili majoritatea profesorilor. Deci nu e absolut nicio problemă să fiți deschiși și să puneți întrebările pe care le aveți cu ei. Delia, întrebarea de la Delia Maniluc, e ultima întrebare, apoi aș vrea să continui și mai facem un Q&A la sfârșit. Avem un plan de dezvoltare unui program de nutriție pe 2022, dar nu pe 2021. Deci, în general, nu e nicio limită. Delia, dacă dorești să faci un program de business și un curs de nutriție în același timp, noi n-am oferit cursul de nutriție, dar sunt convinsă că sunt diferite oferte de cursuri de nutriție în același timp pentru licență. Deci, eventual, avem într-adevăr un accent pe healthcare, dar la MBA, nu la partea de bachelor. Ok, merg mai departe și mai facem un Q&A session la sfârșit pentru a vă prezenta și programul, și costurile și posibilitățile de finanțare, care mi se par și ele foarte, foarte importante. Pe partea de MBA, nu știu dacă avem studenți interesați de MBA aici, trec totuși rapid în review. De exemplu, programul de healthcare management mi se pare foarte interesant, marketing intelligence, sustainable innovation, entrepreneurship. În general aveți nevoie de 2 sau 5 ani de experiență profesională, iar pentru programele de master în germană sau MBA în germană, aveți marketing communication și media non-communication. Începusem să explic la început cum majoritatea programelor noastre au un aspect internațional integrat, îl vedeți la master. Oferim programele de master în engleză și studenților germani. La ora actuală avem în jur de 60% studenți germani, 40% studenți internaționali. Depinde de școli. Unele școli sunt mai germane, altele sunt mai internaționale în funcție de programe. Din acest motiv, oferta de programe în engleză e mult mai mare decât masterele în limba germană. Doar câteva exemple de unde puteți studia, de exemplu, programul de International Management. Combinații posibile sunt Berlin, Shanghai, Paris sau Bordeaux, Shanghai cu Dublin, Berlin, Granada și Paris sau Berlin, St. Petersburg, Berlin, Roma, Berlin, Shanghai sau Berlin, Praga. Sunt doar câteva variante pentru double degree. În cazul în care e doar un semestru studiat la universitate parteneră, sunt câteva zeci de posibilități în cadrul acestui program. Trecem rapid în... haideți să ne uităm la costurile de... la taxele de școlarizare. Cred că l-am pus greșit. 2 secunde. Trebuie să sar la programele principale, la costurile pentru studenții europeni. Și mi se pare că am luat... ne putem uita la... 2 secunde, îmi cer scuze. Am combinat PowerPoint-ul astăzi. Nicio problemă. Am verificat dacă am pus... Cred că sunt și pe site, dacă... Da, sunt și pe site, dar vreau să vă dau o idee în general. Trebuie să dau, din păcate, cred că am luat din greșeală costurile
costurile pentru studenții din afara Europei. Pot să vă dau în mare cât costă și putem să discutăm posibilitățile de finanțare. Colegii de la Edmundo, vă voi trimite broșura noastră și și taxele pentru Cred că conexiunea la internet a jucat feste invitatei noastre. Așteptăm să se relogheze. Sper să reușim să vedem efectiv ce se ascundea pe acele slide-uri buclucașe. Oricum, între timp, am văzut că mai sunt persoane care au adresat întrebări în chat. Cred că în mare au fost răspunse, dar dacă cineva, de exemplu, nu și-a primit răspuns, ar putea să mă întrebe acum, până reapare invitata noastră. Bănuiesc că nu. Bun. Da. Cred că putem să o reprimim cu brațele deschise în webinar pe Oana. Văd că s-a logat din nou. Bineînțeles că nu am conectat calculatorul. Nicio problemă. Povestim cu voi. Dar bine, am reușit să mă reconectez rapid. Taxele de școlarizare în general sunt între 600 și 800 de euro pe lună. Deci ca cost anual, să zicem, între 7.000 și 9.000 pentru programele de bachelor, iar pentru programele de master sunt un pic mai ridicate, dar nu foarte mult, între 650 în general și 800, tot la fel pe lună, și iar pe an maxim tot între până la 9.000 de euro pe an. Deci în general am reușit să le menținem affordable, fiind o holding-ul de care aparținem, fiind o non-profit foundation, am reușit să oferim calitate și condițiile necesare de studii, toate laboratoarele sau music scene, etc., la un cost abordabil. Trebuie să împart din nou. Trebuie să dai din nou dreptul de a ok, merge din nou. Perfect. Sper că se poate acum, pentru că... Da. Am reușit. Din punctul de vedere al finanțării, aveți două posibilități. Fie bursele de studiu, care în general sunt parțiale, part-time job pentru costurile de trai. Pe partea de bursă aveți Deutschland Stipendium sau Germany Scholarship, care vă poate acoperi 300 de euro pe lună. În general, deadlines pentru bursele, bursa Deutschland Stipendium e destul de devreme. Deci, din acest motiv, e destul de important să trimiteți dosarul de candidatură cât de devreme se poate, ca să zic așa. KFW, e nevoie, sunt destul de multe burse pentru cei care au permanent residence în Germania, dar bineînțeles dacă locuiți în România, nu se aplică. Tot la stipendium nu are restricții de acest gen, iar the study now pay later, posibilitățile de finanțare pe care le voi prezenta acum, iarăși atâta timp cât aveți un pașaport european, principala condiție în afara scrisorii de admitere la o universitate parteneră. Sistemul de study now pay later e destul de asemănător cu study loans pe care le oferea Marea Britanie înainte de Brexit.
Am și eu un tabel comparativ un pic mai târziu pentru a vedea un pic diferențele între cele două sisteme. Cel mai important mi se pare să subliniez că principiul din spatele acestui sistem, inventat de un student acum vreo 15 ani, e acela al solidarității. Deci nu sunt bănci în spate sau guvernul german. Sunt eu o companie care intermediază, pe de-o parte e intermediarul între studenții care au nevoie de finanțare și absolvenții care au beneficiat deja de acest sistem și care rambursează banii respectiv, plătind în fiecare lună un anumit procent din salariu. Deci prin sistemul Study Now Pay Later puteți obține până la 100% din taxele de școlarizare pentru întreaga perioadă a studiilor. Puteți obține și pentru bachelor și pentru master, dacă doriți. Și rambursarea se face după ce ajungeți, bineînțeles, după ce ați obținut diploma respectivă și ajungeți la un anumit nivel de salariu. Noi lucrăm cu doi parteneri, cu Brain Capital, care oferă SRH Education Fund, și Chanson EG cu Income Share Agreement. Sunt destul de asemănători, cu câteva mici diferențe. Nivelul de salariu e un pic diferit între Brain Capital și Chanson. 25.000 pentru Brain Capital și 27 pentru Chanson. Brain Capital preferă un mic nivel de limbă germană, nu cer un certificat, nu vor discuta în timpul interviului, discuției cu ei pe baza contractului în germană, dar li se pare important, dacă există interesul de a studia în Germania, ca studentul să învețe un pic de germană ca pregătire pentru viața în Germania. Deci, în general, criteriile principale, SRH Berlin Admission, pașaport european, good school performance și pentru Brain Capital e recomandabil de avut un A2, să zic A1, A2, A2 de limbă germană. Nu e obligatoriu. Dacă aveți o candidatură foarte bună, sunt convinsă că obțineți finanțare și fără limba germană. Noi avem o colega mea, Gloria Chilă, e specialistul nostru pentru finanțare și puteți discuta cu ea care partener e mai potrivit și ce alte posibilități de finanțare v-ar sfătui ea. Se obține destul de rapid. Prima etapă e, bineînțeles, trimiterea dosarului de candidatură la SRH. În momentul în care ați obținut tuition contract, care e letter of admission pentru noi, să vă faceți o programare, să vorbiți cu Gloria Chilă, our financial officer, pentru studenți și să decideți, ok, prefer să merg cu Brain Capital, ce aveți nevoie pentru dosarul de finanțare și așa mai departe. Nu e un, ca să zic, am pus eu aici past the interview, dar e mai mult o discuție pe ce înseamnă acest model de finanțare, ce întrebări aveți, cum funcționează, care sunt condițiile din contract. Sunt foarte transparenți toate, procentul de rambursare, durata de rambursare poate fi diferită între cei doi parteneri, sunt toate menționate în contract. Prin urmare, și puteți discuta foarte deschis cu reprezentantul companiei respective, partenerul respectiv, pentru a fi în cunoștință de cauză când semnați și contractul pentru studii și contractul pentru finanțare. Durează cam 7 zile, în general, pentru a obține maxim, pentru a obține validarea de la Brain Capital, de exemplu. Mic tablou comparativ între sistemul englez și sistemul nemțesc, ca să zic așa. Study Loan System, puteți obține tot sistem finanțare 100% garantat
6 săptămâni. Aici vedeți o mică diferență. Deja sumele sunt mai reduse la SRH și în Germania, că vorbim de taxele de școlarizare, că vorbim de costurile de trai. Sistemul de obținere a finanțării respective cred că e destul de asemănător, poate mai rapid în Germania cu SRH și Brain Capital, de exemplu. O etapă suplimentară cu acest interviu, cu această discuție, dar, sincer, mi se pare foarte utilă pentru a putea discuta direct cu partenerul de finanțare și a clarifica toate întrebările referitoare la cum funcționează, care sunt procentele și așa mai departe. În general, un student bun va obține finanțare, deci aș zice aproape garantat. Nu sunt cerințele, e un sistem destul de generalizat, nu sunt cerințele foarte, foarte mari, atâta timp cât studentul are un dosar de candidatură corect și îndeplinește toate condițiile, e absolut ok. Rambursarea se face în ambele cazuri. După obținerea, deci după absolvire. Bună seara! Bună seara! Am intrat mai înainte, dar am zis că hai că vă spun bună seara, că așa e frumos. Mulțumesc, Bela! Unde sunt diferențe, e mai importante. Și acestea vin din faptul că principiul în spatele acestor două tipuri de finanțări e diferit. Cât durează perioada de rambursare. În UK era o perioadă de 30 de ani. În Germania, study now, pay later, e maxim 20 de ani. Nu sunt 20 de ani în întregime. E perioada calendaristică maximă. În general, nu se plătește, nu se rambursează mai mult de 10 ani over a period of 20 years. Procentul era pentru UK de 9% din salariul, diferența deasupra threshold, nivelului de pragului de salariu. Pentru study now pay later, procentul e între 6 și 13,5% din salariul total brut pe care îl veți obține. Pragul era de 26 de mii de pounds sau 30 de mii de euro pentru UK nationals și, dacă informația mea e corectă, pentru România de 19 mii de euro sau 17 mii de pounds. În cazul study now pay later, 27 de mii de euro. În general, ca să înțelegeți un pic care e logica din spate. Ideea, bineînțeles, e ca absolventul să rămână în Germania pentru cel puțin câțiva ani la început, pentru a-și începe cariera și avea acces la salarii bune. În general, un absolvent de management, de exemplu, va avea un salariu, a starting salary, de în jur de 30.000 de euro, 35.000 de euro. Și din acest motiv, Brain Capital, de exemplu, care au lucrează din 2005, au peste 5.000 de sponsori, care rambursează acum în full, în banii de finanțare, ca să zic așa. Din acest motiv preferă un pic de limbă germană, pentru a se asigura că planul studentului e totuși să rămână în Germania sau în Europa de Vest, pentru că, bineînțeles, mai ales pentru țările din Europa Centrală sau de Est, acest threshold poate fi un pic ambițios pentru un absolvent care se întoarce în România, de exemplu. Depinde foarte mult de oraș, dar nu sunt convinsă că un salariu brut de 25.000 de euro e atât de ușor de obținut imediat după absolvire. Pot să am o întrebare, vă rog. Sigur. Este un curs acesta pe care îl facem acum seara. E un seminar, un webinar dedicat posibilităților de studiu în Germania, în limba engleză sau în limba germană.
programe de bachelor și de master în diferite domenii, domenii creative, design, fotografie, film, IT, computer science, business, inginerie și așa mai departe. Da. Suntem spre sfârșitul, spre sfârșitul webinarului. Poate, Bella, e mai interesant să ca partenerul nostru Edmundo să-ți trimită înregistrarea. Pentru că ai venit cam târziu la petrecere și ar fi dificil acum să, pentru și mai ales pentru plictisitor pentru ceilalți, să reiau de la început. Da, într-adevăr, după o oră am intrat, am și uitat, mă iertați. Nici o problemă, Bella, dar cred că e mai simplu să-ți trimitem broșura și informațiile prin e-mail și eventual, dacă e posibil, înregistrarea. Sau ne poți contacta după aceea pentru mai multe explicații. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Sunt alte întrebări pe principiile de finanțare și posibilitățile de finanțare, study now, pay later? Dacă nu, continui cu ultimul slide, doar câteva exemple de parteneri cu care lucrăm pentru diverse programe. Siemens a menționat mai devreme toți studenții, de exemplu, care fac programele de engineering, vor obține și The Siemens Certificate. Suntem singura universitate din Germania care oferă acest Siemens Certificate și, bineînțeles, pe automotive lucrăm cu mari producători de autovehicule din Germania și așa mai departe. O întrebare. Câți ani durează facultatea? Programele de întrebare de la Alex Marcu. Programele de bachelor sunt de 3 ani sau 3 ani și jumătate. Iar programele de master sunt de 2 ani sau 1 an și jumătate, în funcție de programe. Deci, în general, respectăm convenția de la Bologna de 3 ani pentru bachelor, 2 ani pentru master și încă 3 ani pentru un doctorat. Aș avea și o întrebare. M-ar interesa să aplic pentru film and motion design. Și dacă aș vrea mai multe legături, dacă aș avea niște întrebări în legătură cu portofoliu, tot așa să vorbesc cu un study advisor sau? Da, uite, eu am, de asta am și pregătit aici datele mele de contact. Mă puteți contacta direct și după aceea vă pun în legătură cu colegul meu specializat pe programul respectiv. Avem peste 90 de programe, mi-ar fi greu să le cunosc eu pe toate în detaliu. Din acest motiv suntem în echipă, suntem structurați în acest fel, în acest specializat. Fiecare study advisor e specialistul unui grup de programe. Și atunci, dacă fie îmi scrii, de exemplu, pe e-mail și menționează, te rog, că am discutat la webinarul Edmundo, e foarte util și pentru Edmundo și pentru noi, să știm că am discutat deja în timpul webinarului și te pun direct în legătură cu colega mea, Iana Wilkins, care ocupă de film and motion. Cred că cu ea am și vorbit, că am întrebat-o exact, adică eram curioasă să văd ce, doar că mai mult mă interesează pentru portofoliul meu constă mai mult în fotografii și nu știu dacă e îndeajuns pentru această, sau mai trebuie să mai fac altceva în plus, asta e puțin, aici sunt puțin nesigură pe mine. Am impresia că la film and motion design ar vrea să vadă câteva clipuri scurte. Deci, ce îți pot propune e să, eventual, să mă gândesc dacă fie să discuți direct cu profesorul care e responsabil de acest program, sau poate organizăm un webinar cu el direct, dacă avem mai mulți studenți interesați. Ar putea fi util să facem un webinar cu el și atunci grupăm un pic întrebările. Da, avem posibilități. Ioana, scrie-mi, te rog, pe mailul meu pentru a avea
un reminder. Eu încercam să explic și Mădăline între timp că a mai venit o întrebare și încet. Vrei să preiau detaliile, datele de contact ale domnișoarei care tocmai vorbește, astfel încât în fine să am o evidență? Sau cum da, adică cel par? Mai... Da, sigur. Cel mai bine noi în cum funcționează platforma noastră de pentru a trimite candidaturile. E foarte important să fie Edmundo trimite documentele sau o faceți voi și alegeți la sfârșit Edmundo. Asta depinde de Edmundo. E modul lor de funcționare. Pentru noi e absolut ok. Noi vom comunica și cu ei și cu voi direct în același timp, pentru a fi toți informați și atunci colegii de la Edmundo vă pot susține și clarifica eventual unele întrebări sau o facem noi direct. Deci nu e absolut nicio problemă. Dacă sunt întrebări înainte de candidatura respectivă, referitoare la portofoliu, de exemplu, putem atunci comunica direct și colega de la Edmundo care se ocupă de programele respective sau de Germania ca destinație, o vom o vom ține la curent cu toate informațiile pentru a fi toți pe aceeași, la același nivel de informație. Deci nu e nicio problemă. Ideea de bază este că categoric noi putem să ajutăm în sensul că suntem un soi de poartă către universitate. Exact. Dar ce vrea Oana să sublinieze e faptul că la un moment dat intervine nevoia de o discuție cu cineva specializat. Acei advisors menționat de ea sunt efectiv oamenii care de cele mai multe ori dețin cunoștințe de detaliu sau de nișă sau de cum vreți voi despre anumite programe. Mai ales când vine vorba de portofoliu, un consilier Edmundo nu va da niciodată feedback, pentru că noi nu suntem persoane cu specializare de artă, de exemplu, în spate, sau fotografie. Dacă voi aveți șansa asta, ceea ce, repet, e aproape, aș putea zice, unic, sau, în orice caz, sunt puține instituții care s-ar oferi să facă un soi de advising înainte de aplicare pe un portofoliu sau să dea un soi de ghidaj unui posibil aplicant. Adică foarte multe universități îți spun aplică și ulterior vedem ce faci. Aici, cumva, ce vrea Oana să spună este că da, aveți șansa de a vorbi în avans despre ce ar trebui să conțină, cum ar trebui să se prezinte produsul vostru și astfel să vă prezentați mult, mult, mult mai bine în momentul în care chiar aplicați. Cam asta cred că era mesajul. Ceea ce, repet, e o politică foarte frumoasă, până la urmă, pentru că vă face să fiți în povestea acestei universități încă din momentul zero sau minus unu chiar. Da. Exact, și cum am explicat la început, pentru noi acest it's all about you e foarte important. Pentru că până la urmă e o perioadă foarte importantă în viața voastră, care va defini ce carieră și în ce direcție veți merge mai târziu și politica noastră e de a susține de la preînceput, cum a zis... tu ești Olivia sau...? Nu, cred nu. Că... Eu din persoanele și atunci tot... Cine a întrebat sau...? Nu, colega de la Edmundo. Eu sunt Ioana. Ioana, ok, bine. Perfect, Ioana și Ioana. Dar ideea este că Ioana Neguț, cred că a fost cea care a întrebat despre portofoliu. Da. Deci, din acest motiv, și mai ales pentru să fiu și mai sinceră, mi se pare, cum să zic, a crea și a submite un portofoliu, cultural poate fi foarte diferit. Mai ales că România mi-e dragă inimii mele, poate că n-aș oferi neapărat atât de repede oricărui student, dar e important să știți de la început ce exact, care sunt așteptările, ca să zic așa, cum trebuie să arate, pentru că poate că o universitate din UK se așteaptă la altceva sau o universitate din România se așteaptă la altceva. Și mai ales la început și cu Edmundo nu cooperăm de foarte mult timp, mi se pare important să avem și perioada asta de pregătire și de a vă susține chiar înainte de a deveni studenții noștri, pentru a avea un smooth process și nu un proces
cu tot felul de zone de umbră și de bottlenecks. Ok, să trec la următoarele întrebări. Licența pentru business în engleză sau germană, ce requirements sunt? Deci, în principal, principala cerință academică e de a avea, de a vă lua bacul cu note corecte. Contează foarte mult și motivația studentului. Din acest motiv, în general, pentru programele de licență nu comunicăm care ar fi GPA-ul minim, pentru că depinde și de ce subiecte și de motivația studentului și așa mai departe. Prin urmare, la ora actuală puteți să candidați cu foaia matriculă. Pentru business e important să aveți matematică, ceea ce toată lumea are. Deci nu mă îngrijoresc foarte tare. Iar pentru cerințele de limbă, pentru limba engleză IELTS 6.5, putem să oferim și cursuri pregătitoare de la 6.0, dacă e nevoie, iar pe limba germană C1, cu posibilitatea de a avea cursuri pregătitoare de la B2 încolo. Nu sunt alte cerințe de portfoliu, nu sunt alte în afară de motivație. Nu ne uităm, nu avem nevoie de alte proiecte pentru business. Vă puteți eventual uita pe lista de scholarships, sunt câteva scholarships, burse interesante, fie Women in Leadership sau Women in Tech sau Entrepreneurship, pentru care dacă aveți un proiect excepțional de business, puteți eventual să îl folosiți pentru a obține o bursă de studiu, dar nu pentru a obține admiterea la facultate. Pentru un bachelor de marketing, același răspuns pentru Daria. În general, academic, limbă, motivație sau portfoliu sau experiență. În acest caz e vorba de motivație și trecerea acestui admission interview. Poate vi se pare un pic surprinzătoare această abordare. Aș vrea să subliniez că pentru business, pentru marketing, pentru domeniile acestea unde motivația e foarte importantă, nivelul academic bun e important, dar nu ne uităm neapărat la note excepționale. Simplu pentru că în funcție de școala de unde vine studentul și nu avem timp să ne uităm în detaliu la și foarte multe țări nu au un grading system a școlilor. Notele pot fi, cunoștințele efective pot fi foarte diferite în funcție de unde vine studentul, din ce țară vine studentul, de la ce școală din țara respectivă vine studentul. Prin urmare, e un package la care ne uităm. Și motivația studentului e foarte importantă. Notele bune, da, dar motivația e la fel de importantă și dacă vă uitați așa un pic la personalitățile cele mai de succes în domeniul de business, nu s-au ilustrat toate prin note academice sau rezultate academice excepționale. Succesul a stat în altă parte, în motivație și în innovative spirit, entrepreneurship spirit și așa mai departe. Deci ne axăm și noi, și după cum ați văzut și programele, au unghiul ăsta mai creativ de new work, de innovation, de sustainability și aplicăm acest lucru și pe partea de admitere. Ne uităm la fiecare candidat ca un package, rece, ok, 7 la matematică, nu, 7 la matematică nu se poate, nu poate studentul să studieze business, nu contează că poate, nu s-a înțeles cu proful și a avut 7 la matematică, deci e un package pe care trebuie să îl prezentați prin admission interview până la urmă și prin submiterea dosarului de candidatură. Posibilitatea de cazare. Am dorit să avem un campus. Din păcate, în Germania acest lucru nu e foarte ușor de obținut. Dacă vrei să fii în centrul orașului, ceea ce e cazul nostru, toate școlile, toate facultățile sunt în centrul orașului. Vă ajutăm cu cazarea, lucrăm cu diferiți parteneri, dar nu avem campusul nostru, nu avem
căminele noastre, ca să zic așa, dar vă putem ajuta, dacă doriți să fiți, vă putem ajuta, fie în Dresden, în Berlin sau în Hamburg, și vă putem recomanda. Sunt în Berlin, sunt foarte multe posibilități de cazare. Avantajul e, și iarăși revin la întrebarea cu deadline și la, adică luați chiar pe fiecare primul venit. Berlinul e un oraș cu câte decizi mai repede, cu atât îți va fi mai ușor și din toate punctele de vedere. Și cazarea e unul din acestea, pentru că cu cât vii mai târziu, cu atât cazarea va fi mai scumpă sau mai departe de centrul orașului. Deci motivația de a candida de vreme stă mai mult în, în toate aceste, toate aceste fapte, mai mult decât într-un, într-un deadline fix. Ok, dacă 31 ianuarie s-a terminat totul. E un alt sistem aici. Putem aplica în cadrul universității cu unul din testele TOEFL sau IELTS. Yeah, da, puteți să aplicați cu TOEFL, cu IELTS, cu Cambridge, până și cu Duolingo. Datorită pandemiei am reușit să convingem departamentul de limbi străine, a fost ușor să accepte și, și Duolingo. Bineînțeles, preferăm TOEFL, IELTS sau Cambridge, dar în extremis puteți, bineînțeles, să dați și testul Duolingo. Știm că nu e aceeași calitate, dar ne-a ajutat foarte mult la începutul, la vremea respectivă, când TOEFL și IELTS erau încă cu centrele închise și așa mai departe. Și cum am menționat mai devreme, puteți să îl trimiteți mai târziu, dacă nu l-aveți în prima fază. În general, nu constituie o problemă dacă interesul e foarte puternic și cunoștințele sunt acolo. Atâta timp cât s-a studiat matematică, fizică, chimie în liceu, și putem individual să ne uităm, să ne uităm la candidatura respectivă. Dacă profesorul are obiecții, în general, dacă s-a studiat în liceu matematică și științele reale, fizică, chimie, biologie mai puțin, dar definitiv mate, fizică, chimie sunt importante, e ok. Dacă notele sunt de 5, mai dificil. Deci dacă, cum să zic, dacă ați avut 2 ore de mate și fizică 2 ani de zile din 4 și cu note de 5, eventual acolo ar fi o problemă destul de mare, dar dacă notele au fost bune, nu e o problemă. Licență făcută în România? Nu. Dacă ați venit dintr-o altă țară din afara Europei și v-a trebuit viza, da, ar fi o problemă. Dar dacă aveți deja o licență în România și doriți să faceți încă o licență în Germania, în alt domeniu, nu e absolut nicio problemă. Pe de altă parte, trebuie să îndeplinești criteriile de admitere pentru licența din alt domeniu. Problema nu e că ai o altă licență. Problema e dacă criteriile de admitere sunt îndeplinite. În cazul nostru, probabil că da. La altă universitate, nu neapărat. Deci asta rămâne de văzut dacă sunt cerințe suplimentare referitoare la a doua licență ca background, ca domeniu de studiu dinainte. Am terminat cu întrebările scrise, cred. Le-am adresat pe toate? Da, sunt adresate toate. M-am uitat. Și am transmis și Mădălinei. Este o domnișoară care e destul de interesată să ne contacteze. Okay. Ioana Negut, am înțeles că și tu vei fi în contact cu un consilier pe care, de altfel, cred că îl și ai alături. Deja. Dacă mai sunt persoane doritoare să ne contacteze, o pot face pe adresa noastră. O să o las imediat în site. Și văd aici o mână ridicată, dar nu sunt sigură. Bela. Da. Bela, ai o întrebare? Poate din greșeală ridicată mânuța. Eventual, îl contactați după aceea? Da, exact. Cel mai bine. Dacă nu mai sunt întrebări,
Eu, în special, vreau să-i mulțumesc, Oane, pentru că realmente a fost foarte util să ascult toate lucrurile. Da? Și, sincer, mi-am oprit un print screen din slide-ul acela care prezintă comparativ costurile din UK versus Germania, pentru că aș vrea să-mi direcționez către cel puțin câteva persoane cu care lucrez și care știu sigur că au ceva struggles pe zona asta, cum anume vor acoperi costurile pentru studiile pe care deja au aplicat în UK. Poate cine știe se răzgândesc și aplică în timp util și în Germania. Și la final iau o decizie înțeleaptă.